Salvarea dentelui natural trebuie să fie întotdeauna prima alegere în cazul unui tratament stomatologic. Utilizarea microscopului în tratamentul dentar a condus la creșterea calității tratamentelor, dar mai ales a determinat creșterea ratei de succes în recuperarea dinților naturali. Cele mai comune cauze care duc la afectarea pulpei dentare sunt cariile netratate la timp și de cele mai multe ori acestea evoluează într-un mod neplăcut, apărând și apar dureri la nivelul dinților. Atunci, în momentul în care se prezintă pacientul, deja este unul tardiv și nu mai avem cum să ocolim acest tratament de canal. Tratamentul de canal se mai recomandă dinților care au fost fracturați în urma unor lovituri sau șocuri puternice sau devitalizări în scop protetice, atunci când urmează să punem niște coroane, niște lucrări și trebuie să scoatem nervul pentru a fi sigur că în viitor nu vom avea probleme cu acest dinte care va fi acoperit de o lucrare. Atunci când avem o problemă cu inima, mergem la cardiolog. Când avem o problemă cu ochii, mergem la oftalmolog. Așa că atunci când avem nevoie de tratament de canal, este imperios necesar să ajungem la endodont. Endodontul, pe lângă faptul că lucrează cu microscopul dentar, care ajută și putem să vedem mult mai bine ce se întâmplă în dinte, el are mult mai multe ustensile, mult mai multe instrumente cu care lucrează și ajută să facă un tratament de canal cât mai bun și care să ne mențină dintele pe arcadă un timp îndelungat. Un dinte tratat pe canal poate fi ținut în cavitatea bucală până la 10-15 ani, asta și în funcție de ce dinte vorbim. Sunt dinți care prezintă un grad de distrucție foarte mare și atunci pacientul este anunțat că are un prognostic rezervat dintele respectiv. Însă, atâta timp cât igiena este una foarte bună, indicațiile medicului sunt respectate, nu avem niciun motiv să păstrăm dintele tratat pe canal cât mai mult timp. Am ajuns la final. Ne găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.